Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru Zodia Gemeni. Aceasta va fi o etalare de tarot generală, prin urmare e foarte important să te uiți atât la zodia ta, cât și la semnul zodiacal în care ai ascendentul sau luna și de asemenea dacă ai cumva o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un semn zodiacal, să te uiți și la acel semn pentru că o să-ți dea informații suplimentare cu privință la ce te așteaptă în anul 2021. În această etalare de tarot voi scoate câte o carte pentru fiecare lună în parte și pe urmă o să clarificăm pentru situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară, fiecare trimestru în parte. Bun, hai să vedem care sunt riscurile și oportunitățile în 2021 pentru Gemeni. Pentru ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Energia anului pentru zodia Gemeni, 9 de cupe. O energie foarte frumoasă, de foarte multă împlinire emoțională, sentimentală, dar și în planul material. Bun, hai să începem să ne uităm la fiecare lună în parte, ca să vedem care sunt riscurile, oportunitățile pentru Gemeni pentru anul 2021. Avem aici, încă de la început, două arcane majore, Îndrăgostiții, cartea care reprezintă zodia Gemeni, și Împăratul, cartea care reprezintă zodia Berbec. Vedem de asemenea foarte multă energie de săbii, energie de aer, energie mentală și de comunicare. Avem Regele, Pajul, 10 de săbii, 3 de săbii, 4 de săbii. O să fie aici foarte multă energie mentală și de comunicare, uneori pozitivă, uneori negativă. O să vedem cum pot gemenii să navigheze cât mai bine toată această energie. Și acum hai să o luăm lună cu lună. Anul începe cu Regele de Săbii. Începe cu un moment de pauză, de inacțiune, un moment în care gemenii trebuie să-și pună ordine în viață, ordine în planuri, să se hotărască ce vor să facă în viitor, cum vor să acționeze de acum înainte, să-și facă o listă cu ce țeluri vor să îndeplinească în acest an 2021 și un plan de acțiune, astfel încât să știe ce au de făcut tot restul anului. Luna februarie vine aici cu energia de pași de săbii, o energie foarte activă, care dorește să comunice, să facă, să acționeze, să realizeze toate lucrurile care au fost planificate aici de Regele de Săbii. În luna martie, în schimb, Regina de Cupe le aduce aminte gemenilor să recalibreze și cu partea lor emoțională și să își asculte instinctele, pentru că Regina de Cupe vine cu mesaje foarte importante din subconștient, din lumea spiritelor, din lumea angelică, vine cu mesaje care nu pot fi înțelese sau transmise de pajul de săbii, pentru că sunt mesaje din alte planuri ale existenței noastre. De ce e foarte important aici, în martie mai ales, să vă ascultați instinctul și intuiția? Pentru că luna aprilie vine cu o decizie, cu nevoia ca gemenii să facă o decizie, cu nevoia ca gemenii să hotărască pe care dintre cei doi gemeni care se află mereu în interiorul lor vor să îl asculte, să-l ajute și să-l urmeze de acum înainte. Gemenii vin tot timpul cu o dualitate, cu două opțiuni, la fel și cartea Îndrăgostiții vine aici cu o opțiune, fie că e în dragoste și trebuie să alegeți între partenerul A și partenerul B sau între a continua relația cu acest partener sau a vă opri, sau că e vorba de locul de muncă, două oferte de joburi, două posibile proiecte pe care puteți să lucrați. Aici ceva, există o dualitate în luna aprilie pe care gemenii trebuie să o rezolve într-un fel sau altul. Și mare atenție, nu văd să fie în favoarea voastră să amânați această decizie. E important să o luați în luna aprilie. De ce? Pentru că și inacțiunea, refuzul de a lua o decizie, este în sine o decizie. Dacă partenerul vă dă un ultimatum, ori ne căsătorim, ori ne despărțim și voi tot amânați, 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 să-i dați un răspuns,
Această amânare în sine este și ea un răspuns. La fel și la locul de muncă. Primiți două oferte. Dacă tot amânați să dați un răspuns, la un moment dat o să treacă mai departe și o să ofere jobul altcuiva. Lipsa de acțiune este și ea în sine o alegere. Așa că mare atenție aici la ce alegeri, ce decizii, ce răscruci se afișează în fața voastră în luna aprilie. Luați decizia intuitiv, luați decizia care este cea mai bună pentru voi. În luna mai avem aici treiul de săbi, o posibilă trădare sau o suferință pe care o simt unii gemeni. Mare atenție, gemenilor, să nu fiți voi cei care îi trădați pe alții, pentru că dacă acesta este cazul, lucrurile o să se întoarcă împotriva voastră. Luna iunie vine cu energia doiului de bâte, iarăși o energie duală în care gemenii se uită cu o față către trecut, cu o față către viitor. Din nou apare această dualitate, această nevoie de a lua o decizie, de a hotărâ pe ce direcție să mergeți mai departe. Doiul de bâte vine și cu foarte multe beneficii sau posibilități de creștere în străinătate, în legătură cu străinătatea sau în parteneriat cu cineva din străinătate. Lunile iulie și august vin cu o foarte mare energie din partea lunii. Luna iulie vine cu pajul de cupe, mare atenție aici la luna nouă, la faza de lună nouă care va avea loc în iulie și la faza de lună plină care va avea loc în august. Atât pajul de cupe cât și luna le aduc aminte gemenilor din nou să-și asculte intuiția, sentimentele, partea lor emoțională. Luna iulie vine cu foarte mult entuziasm, cu noi oferte, posibile oferte sentimentale, dar am impresia că aici o parte dintre gemeni, mai ales aceia care au fost răniți în luna mai, care au fost trădați sau s-au simțit trădați în luna mai, să nu știe aici în iulie pe ce să se focuseze, în ce direcție să își canalizeze energia. Și aici iarăși alegerea este a voastră, o să vă uitați la luna de pe cer, la luna reală care se afișează pe cerul nopții sau la reflexia lunii din apă, care da, este distorsionată, este neclară. Pentru gemenii care suferă din dragoste, aici luna august vine cu un semnal de alarmă. Dacă continuați să cărați după voi aceleași energii din trecut, trădările din trecut și să vă uitați la orice nou partener apare în viața voastră prin prisma acelor ochelari mânjiți de relațiile din trecut, o să vedeți doar această lună aici reflectată prin prisma propriilor voastre decepții, când în realitate luna de pe cer este cu totul alta. Și am impresia că tocmai această incapacitate a gemenilor de a vedea realitatea așa cum e ea, pentru că o văd doar prin prisma propriei lor suferințe, o să le aduc aici în luna septembrie din nou aceeași suferință, același pattern o să se manifeste încă o dată. Dar nu e ghinionul vostru, nu e soarta voastră să continuați să repetați acest ciclu de suferință și trădare, pentru că aici vedeți în luna iulie e iepurele norocos care va duce foarte mult noroc, dar voi nu faceți alegerile corecte. Sunteți blocați într-o energie negativă și de aceea se tot manifestă din nou și din nou acest ciclu de trădare în viața voastră. În luna octombrie avem aici împăratul, zodia berbecului. Gemenii o să beneficieze de susținere, de suport, de protecție, fie de la un împărat, de la cineva din zodia berbec, sau de la o persoană mai matură, mai în vârstă, care vă dau niște sfaturi, vă ajută să vedeți lucrurile în întregimea lor și să vă rupeți de aceste legături negative, de aceste cicluri negative, distructive, care se tot repetă în viața voastră. Acest împărat în aceste de cărți este reprezentat de regele Arthur, da? Care scoate sabia dreptății din această rocă și vă ajută să tăiați odată și pentru totdeauna ciclurile negative din trecut. Luna noiembrie vine cu motiv de sărbătoare, poate alături de prieteni, alături de oamenii dragi vouă, iar luna decembrie vine pentru gemeni cu nevoia de odihnă, de repaus, mai ales dacă aici în noiembrie ați exagerat cu petrecerile și voia bună.
O etalare interesantă pentru gemeni. Va fi un an în care aveți ocazia să rupeți niște cicluri karmice negative, dar va trebui să lucrați foarte mult asupra voastră. Susținerea astrală aveți. Energia anului este nouăle de cupe. Lucrurile pot să iasă foarte bine pentru gemeni, dar nouăle de cupe în acest set de cărți vine și el cu o poveste foarte interesantă în care acest happy end, acest și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, vine în urma multor suișuri și coborâșuri. Și nu este obținut neapărat pe căile cele mai tradiționale, da? Această fericire eternă nu este obținută tradițional, să spunem. Hai să vedem. Pentru primul trimestru, lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie. Pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Clarificările sunt niște cărți foarte, foarte pozitive. Pe situația de dragoste a apărut împărăteasa, cartea care în tarot reprezintă planeta Venus și care înglobează în ea foarte mult potențial de fertilitate. Mare atenție pentru acei gemeni care își doresc să aibă un copil. Primele 4 luni din an sunt o perioadă foarte fertilă. Dacă nu vă doriți să aveți un copil, asigurați-vă că folosiți toate metodele de protecție necesare. De asemenea, pentru gemenii care sunt căsătoriți sau în parteneriate stabile, de lungă durată, în luna ianuarie aici discutați cu partenerul sau partenera voastră ce doriți să obțineți în acest an, în ce direcție vreți să duceți relația voastră în acest an. Luați aceste decizii de familie împreună. Pentru gemenii care sunt singuri, această perioadă fertilă poate să însemne și apariția numeroase persoane în viața voastră, mai ales aici în februarie, s-ar putea să se intensifice comunicarea, să discutați foarte mult, foarte intens cu una sau mai multe persoane, urmând ca în lunile martie, aprilie să trebuiască să faceți o decizie. Cu cine doriți să discutați în continuare? Cu cine vă vedeți într-o relație în continuare? Bun, pe situația de sănătate avem aici 9 de monede. O carte foarte stabilă. Situația voastră de sănătate pare ok, sunteți robuști, sunteți în regulă, sunteți protejați, nu par să fie mari probleme pe direcția aceasta. Mare atenție pentru cei care continuați izolarea sau autoizolarea la domiciliu, să faceți totuși suficientă mișcare, încercați să petreceți cel puțin 90 de minute, da? O oră și jumătate pe zi în aer liber. Dacă aveți posibilitatea să faceți plimbări în parcuri, în grădini publice sau să petreceți timp cu animale de companie, toate lucrurile astea o să vă ajute. În bani, carieră, situație financiară, aici avem treiul de bâte. Pentru gemeni, primele 4 luni din an vin cu răsplata pentru anumite eforturi, anumite proiecte care au fost finalizate în trecut. În sfârșit începe să iasă soarele și pe strada voastră, norocul e de partea voastră și o să fiți răsplătiți pentru toată munca depusă în trecut. Dacă sunteți antreprenor și aveți o afacere, aici e posibil în primele 4 luni din an să încasați bani de la clienți de anul trecut, de acuz 2-3 ani, bani pe care poate nici măcar nu mai sperați că o să-i vedeți, o să vină înapoi către voi. Dacă ați împrumutat bani cuiva în primele 4 luni din an, sunt șanse foarte mari să primiți înapoi acești bani, mai ales dacă în ianuarie v-ați făcut un plan de acțiune și în luna februarie începeți să contactați acești debitori care vă datorează bani. Hai să vedem pentru următoarele 4 luni, pentru perioada mai, iunie, iulie, august. Ce trădare simt aici gemenii, ce alegere se afișează din nou în fața lor și unde sunt blocați de subconștient, unde nu văd lucrurile clar și e posibil să facă alegerile greșite. Hai să vedem în dragoste, în sănătate, în bani, carieră, situație financiară. Ok, foarte, foarte interesant.
a apărut cartea Luna, de două ori. Luna în tarot reprezintă și zodia peștilor. A apărut de asemenea puterea, forța, care reprezintă zodia leului și regele de bâte. Hai să vedem. Pe situația de dragoste, Luna arată faptul că gemenii în al doilea trimestru al acestui an, în perioada mai-august, nu văd lucrurile clar. Nu văd lucrurile clar și această trădare, acest trei de săbi pe care ei îl simt așa înfipt în inima lor, e posibil să nu fie real, să fie doar în imaginația voastră, să vi se pară că sunteți trădați, că partenerul sau partenera voastră de viață vă ascunde ceva, dar în realitate e posibil ca lucrurile să nu stea așa cum vă așteptați voi, mai ales că aici nouăle de cupe. Și el este o energie puțin altfel, puțin mai ciudată, adică da, se obține acest happily ever after, această relație perfectă, această relație ideală, această dragoste până la adânci bătrâneți, dar în povestea din spatele acestei cărți, prințesa din această imagine, ea făcuse un jurământ de castitate și nu vroia nici măcar să cunoască bărbați, iar bărbatul care era îndrăgostit de ea a trebuit să se deghizeze în femeie astfel încât să poată măcar să comunice cu ea, să vorbească cu ea și să îi câștige dragostea. Prin urmare, aveți grijă aici la această trădare pe care o simțiți, oare chiar este o trădare, oare chiar partenerul sau partenera vă ascunde ceva sau pur și simplu vă plănuiește o surpriză? Nu știu, asigurați-vă că într-adevăr cunoașteți toate datele problemei înainte să săriți la concluzii, înainte să trageți concluziile greșite. Pentru că atât doiul de bâte cât și pajul de cupe sunt niște energii foarte pozitive pentru partea asta de dragoste, care ne arată pasiune, dar și un nou început sentimental, un nou început emoțional. Și ar fi trist aici să rupeți o relație doar pentru că nu ați înțeles cu adevărat care sunt toate datele problemei. Fiți siguri că aflați adevărul înainte de a lua o decizie drastică. Pe partea de sănătate avem aici regele de bâte. O altă carte foarte pozitivă. Pentru gemeni nu văd nicio problemă de sănătate majoră în acest an 2021. Singurele posibile probleme sunt cele pe care vi le faceți singuri aici din cauza gândurilor negative care se acumulează în interiorul vostru. Partea pozitivă este că aici în luna iunie apare posibilitatea de a călători, de a călători în străinătate, de a merge poate undeva la mare în lunile iulie și august și tot acest lucru o să vă ajute pe starea de sănătate, o să vă ajute să vă detașați, să vă degajați și să fiți mai liniștiți. Mare atenție la căldură pe timpul verii, asigurați-vă că nu o să vă deshidratați, luați tot timpul după voi o sticlă de apă, pentru că apare, da, riscul aici de insolație și de deshidratare. Pe carieră, bani, situație financiară, avem aici forța, puterea, zodia leului. E posibil să beneficiați de susținere de la cineva din zodia leu. Cei care sunteți antreprenori și aveți propria voastră afacere, va trebui să vă țineți tare pe poziții, pe perioada verii. E posibil aici în luna mai să aveți niște probleme cu un colaborator, cu un furnizor, cu cineva de la locul de muncă. Fiți fără griji pentru că în luna iunie apare o nouă posibilitate de colaborare cu altcineva, de muncă în străinătate, de noi proiecte care să vă aducă mai multe beneficii financiare. Pentru cei care doriți să investiți în orice companii care au legătură cu lichide, fie că e vorba de sucuri, apă minerală, băuturi alcoolice, băuturi spiritoase, parfumuri, toate acestea par investiții de viitor, investiții care o să vă aducă foarte multe beneficii. Foarte important, în afaceri, mai ales pe finalul verii, aici în luna august, să vă ascultați intuiția. Și din nou, același mesaj ca și în luna mai, asigurați-vă că vedeți lucrurile într-adevăr așa cum sunt ele, cereți mai multe opinii, cereți mai multe oferte de preț, faceți-vă temele înainte de a acționa.
Și acum hai să scoatem niște clarificări pentru ultimul trimestru al acestui an, pentru perioada septembrie-decembrie 2021. Ok, o carte care a vrut să sară. 6 de bâte, eremitul și 9 de săbii. Ok. Pe situația de dragoste lucrurile își revin. Pe finalul anului o să aveți parte de o victorie în dragoste. 6 de bâte este o carte victorioasă, o carte plină de pasiune, plină de energie, plină de foc. În luna septembrie, aici e posibil din nou să revină o energie similară cu cea din mai, să vă simțiți iarăși trădați, abandonați. În luna octombrie o să iasă adevărul la iveală, acest împărat, acest berbec sau această persoană mai în vârstă o să vă ajute să vedeți exact ce s-a întâmplat, o să ridice ceața pe care această carte de lună a lăsat-o aici peste toată viața voastră sentimentală și o să reușiți să vedeți adevărul. Adevărul o să iasă la lumină și o să vi se facă dreptate, o să aveți parte de susținere și de ajutor din partea Universului. Văd că spre finalul anului, aici în noiembrie, aveți mari motive de sărbătoare, de bucurie, adică lucrurile se termină cu bine. Orice s-ar fi întâmplat aici pe la mijlocul anului, mai ales în luna mai și pe urmă din nou în septembrie, deja când ajungem la luna noiembrie, vedem motiv de sărbătoare, motiv de bucurie, iar în luna decembrie mesajul este clar, aveți nevoie de repaus. Mental, emoțional, fizic, în toate planurile. Odihniți-vă, luați-vă timp pentru voi, să trageți linie, să adunați, să vă uitați la tot acest an, tot ce s-a întâmplat, ce lecții ați învățat în urma acestui an, astfel încât 2022 să-l începeți cu dreptul. Pe situația de sănătate, pe ultimele 4 luni din an avem aici Eremitul, cartea care în tarot reprezintă Zodia Fecioarei. Eremitul ne arată timp petrecut în singurătate, o anumită izolare. Nu cred că e vorba de o boală grea sau de o situație nasoală pe partea de sănătate aici, pur și simplu de nevoia de a îți pune gândurile în ordine. Pentru că anul acesta 2021 are foarte multe cărți de săbi, cărți de aer, care ne vorbesc despre multă energie mentală și e posibil aici pe ultimele 4 luni din an gemenii să trebuiască să petreacă puțin mai mult timp în singurătate ca să-și pună ordine în gânduri și în sentimente. Eremitul ne vorbește și despre un posibil medic, specialist, terapeut pe care puteți să-l găsiți aici în ultimele luni din an, care să vină cu foarte multă înțelepciune și să vă găsească exact tratamentul potrivit pentru voi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, ultimele 4 luni din an vin cu 9 de săbii, cu foarte multă îngrijorare pentru gemeni, îngrijorare din cauza acestei trădări care vă macină aici începând cu luna septembrie, fie lucrurile nu se întâmplă așa cum v-a fost promis, poate o promovare care v-a fost promisă tot anul nu mai e posibilă, o afacere în care ați investit foarte mulți bani nu iese așa cum v-ați așteptat. În orice caz, în luna octombrie aici, Universul vine cu susținere pentru voi, vine cu împăratul care vă ajută să ieșiți din această energie. Ba chiar în luna noiembrie aveți parte de mici câștiguri, de mici motive de bucurie. Important este pe final de an să nu vă panicați, să nu lăsați ca aceste griji financiare să vă macine, pentru că energia generală a anului este una pozitivă și în decembrie când o să trageți linie să adunați, când o să vă faceți bilanțul economic al întregului an, o să vedeți că ați ieșit pe plus. Da, o să fie și anumite lucruri care o să vă nemulțumească pentru că puteau să iasă mai bine. Important în acest moment este să trageți niște învățături de minte, lessons learned, da? De ce au ieșit lucrurile așa și cum putem pe viitor să le îmbunătățim. Nu vă lăsați măcinați de aceste griji pentru că, în esență, per total, lucrurile o să iasă bine pentru voi. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las și cu un gând frumos pentru anul 2021. O să extrag o carte din aceste carduri, Puterea Gândului.
să vedem pentru gemeni un mesaj de încurajare pentru 2021. Avem și o carte care a vrut să sară din pachet. Întâlnesc iubire oriunde merg. Iubirea e pretutindeni, iar eu sunt iubită și iubitoare. În viața mea există oameni iubitori, iar eu îmi exprim cu ușurință iubirea pentru ceilalți. Un mesaj foarte frumos pentru gemeni, pentru anul 2021. Reveniți la aceste cuvinte de fiecare dată când apar aceste 3 săbi, aceste 10 săbi, aceste 9 săbi în viața voastră. Aduceți-vă aminte că Universul vă susține, vă ajută, că norocul este de partea voastră în acest an. Este foarte important doar să faceți alegerile corecte pentru voi, să vedeți lucrurile așa cum sunt ele, nu așa cum credeți voi că sunt ele. Și atunci când aveți nevoie de ajutor, să cereți, pentru că aveți foarte mulți oameni care sunt de partea voastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați și un like acestui video. Uitați-vă, vă rog, și la ascendent, semnul zodiacal în care aveți luna sau dacă aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete și la etalarea pentru acea zodie. Vă doresc să aveți un an 2021 minunat. Până data viitoare, pa, pa!